bună ziua! Bună ziua, domnul Toni și domnul Stelica! Astăzi se va realiza un concurs de Working Equitation, prima ediție la Tonyland, un concurs de casă, unde copiii, prin joacă și prin muncă, își arată tot ce au muncit în ultimii 2-3 săptămâni. Acum ai rodul muncii lor. Va fi un concurs frumos, un concurs Working Equitation, cum am zis, sunt niște elemente, sunt niște un dresaj elementar și avem invitat ca jurul pe domnul Stelian, pe domnul Dan, președintele Asociației Letir cu Arcul de pe Cal, Călare. Da. Și sperăm că o să vă placă. Da. N-am luat parte niciodată la astfel de concursuri. De-abia aștept să vedem cum se va desfășura. Din câte am înțeles, aveți o echipă mare de copii, în jur de vreo... Avem vreo 25 de copii. Se va întâmpla în două etape, deci va fi proba de stil și proba de viteză. Foarte, foarte frumos. De-abia aștept să vedem. Să sperăm că totul se va desfășura în condiții bune și copiii se vor distra și noi la fel, că asta ne este primul scop, ca să aducem o bună dispoziție a tuturor oamenilor care vin aici la noi. Da. Se pregătește Matei Olivia cu Charlie. Thank you.
Bravo, foarte bine! Patricia Curatu! Se pregătește Olivia cu Charlie. Chiar poate să intre. Johnny.
Crab Charlie. Urmează Antonia Cușo. Thank you.
6. Antonia Cușon! Bravo! Thank you.
Bravo, Marina! Foarte bine, bravo! Bravo, Iatina! Iatina pe cappuccino! Foarte bine! Mai
Antonio Curante! Bravo! Se prevedeste Maria Patricia cu Sofia. Patricia și Sofia, foarte bine, bravo! Urmează podiumul Maria, tot cu Sofia.
om. Du-te înapoi și pune clopoțelul la loc. Fără să trebuie să ne elemente. Du-te înapoi. Iată că lucrul am încălut mână. Așa. Fără să trebuie să ne elemente, că trebuie să pui înapoi clopoțelul. Op, op, ușor. Calmează, ușor. Bravo. Ai fost alie?
Apo Maria cu Sofia. Respira, Maria. Bravo. Complimenti, bravo.
Aici nu, nu e ca în țipa de mai mult. Da, până 7-5. Din compusuri numai nu se mai simt și ei, știi, că și tu de tu i-a bucur și gata. Teodora Coartu! Bravo! 10 minute pauză și revenim cu Prodan Petra Cușon. Domnul Toni, ce le puneți aici? Cât, un pic de supă? Ce supă? Supă de mere, vreți? Hai să vezi cum arată o supă de mere. Oi, oi, oi. Domnul Toni, de aici la dumneavoastră e bine de trăit. Așa vrem. De acum în fiecare zi o să-mi fac un obicei să vin până de la Cluj până la dumneavoastră. Stai liniștit, că nu uită timp așa, dar avem și de crăpalea mie, avem și de curățat după cai. E, da, păi... La sâmbătă și duminică suntem în festivitate, adică... Da. Domnul Toni, o plăcere. O plăcere aici la dumneavoastră. E o plăcere să văd eu atâta lume și să mă bucur că lumea vine și se bucură de ce încercăm noi să noi muncim pentru asta ca să fie da. Luna asta de dispoziție. Da, domnul Toni. Domnul Toni, am acum am ieșit de la dumneavoastră de la prima parte de da, suntem în pauză. Așa. Jumătatea concursului pentru stil. Am văzut că ați făcut foarte, foarte frumos manejul acoperit. Vreau să zic că
vă urmăresc de la început și vă apreciez foarte, foarte, foarte mult. Eu am vorbit cu mulți băieți cu cai și cu tineri care doresc să-și facă echitație sau au echitație. Și ne încurajăm pe toată lumea. Tot timpul? Nu simt niciodată concurență pentru echitație. În România încă este la un nivel foarte jos și nevoie de multe centre ca să învățăm mulți copii și să-i canalizăm, să-i focalizăm înspre a călări, înspre disciplina asta. Tot timpul am dat exemplu centrul dumneavoastră, multor tineri, multor oameni. Mulțumim. Și chiar mă bucur că oarecum v-am prins de la început cu centru și îmi place că tot timpul când vin la dumneavoastră văd câte o chestie nouă în zonă pe centrul dumneavoastră. Gen cum e și manejul în care ați investit foarte mult suflet, foarte multe finanțe. Ați... Mulțumim. Da, încercăm să ținem pasul și să mergem tot înainte. Da. Îmi place că mulți căluți. Da. Căluți noi. Da. După ce are și ofertă. Da. În cât timp, domnul Tonin, în cât timp începe partea 2? În 5 minute. Deci va fi partea 2 și după aia va mai fi o parte cu viteză. Un alt concurs cu alte reguli. Am înțeles. Deci ăsta e același concurs, suntem pe la jumătate. Am înțeles, deci vor fi două concursuri. Da. Și cam până la ce oră o să... Mai depinde, vezi că se mai trage. Asta a durat o oră jumate, încă o oră jumate terminăm prima parte. După aia servim masa, avem un saun de fasole făcut niște părinți, ne ajută. Așa? Și ei. Aha. Și după care ce mâncăm, intrăm în partea de la concursului, proba de viteză. De-abia aștept să venim cum e proba de viteză. Proba de liniștită. Am cronometrat-o așa... Nu, așa nu exigent. În jur de 5 minute. Da. Proba de viteză va fi cam... Aproximativ 2 minute. 2 minute. 2 minute. Am înțeles. 20, da. Depinde cum vezi că și presiunea asta și pentru că ai o presiune, că e ceva nou, e multă lume, e un pic de gălăgie, dar trebuie să se obișnuiască și cu chestia asta. Da. Antrenamentele totdeauna merg mai bine decât concursul în sine. Că da. Agitația și... E mai relaxare pe antrenament decât... Da, și călăreții sunt un pic emoționați, un pic agitați și automat se transmite și calului care e la fel. Da. Deja și miroase ceaunul ăla, da. S-a și apucat de el. Da, dar e gata. A, de aici bate ceaunul, am înțeles. Bun, domnul Tony, vă las să vă relaxați. Mulțumesc. Vă mulțumesc eu. A fost o pauză de 10 minute și acum următorul concurent. Concurentul cu numărul 11. Să
Rana Petra cu ușor! Bravo! Se pregătește Bolga Miruna cu Charlie și cu Jora Isa cu Cappuccino. Miruna Cuțanu! Bravo!
se pregătește bujor raisa cu cappuccino. După care rupean Emilia cu babușchi.
Emilia Cuscu! Se pregătește Moldova Clara cu Pionse.
Clara Cubiose! Bravo, Clara! Se pregătește Evelyn Kusevčec să intre. Evelyn Kusevčec! Foarte bine! Se pregătește ultima concurentă pentru proba de stil, Roxana Quartur.
Roxana Cuoacu! Pe toată lumea așteptăm la masă. O jumătate de oră de pauză. Trebuie la de oră. Hai să ne înțelegem, la ora 3 începe proba de viteză. Rog concurenții de proba de viteză să vină în mane, să tragem la sort ordinea lor, să știm exact cum urmăm, da? Hai, anunțați-vă pe celălalt. Bravo! Ia uitați! Fetelor, poftă bună vă doresc! Dar de ce l-ați băgat pe băiatul ăla în capăt? Ce cu el? De ce te-o pus? Tinere, de ce te-au pus fetele acolo, la acolo? Erau și la pedepsit. Am înțeles. Zică, fetelor, cine e cel mai fericit aici dintre voi? O dată lumea! Aia, da, cel mai, cel mai! Cine? Și acum cine e cel mai terorizat de aici? N-are nimic, las că e foarte... Asta e o bună terapie, sau cum să zic, bine zic. Uite, aici avem și prințesa noastră, fetița lui Florin. Domnișoară, cum e? Bine. Bine? Urmează proba de viteză, așa ai? Da. Toate fetele sunteți înscrise? Nu. Care sunteți înscrise? Eu. Fetița Antonio. Fetele și Antonio. Fetița Antonio. Băiatul, tu nu ești? Da. Și tu ești? Păi tu nu ridică mâna sus. E, că așa am zis că fetele ridicați mâna sus? Da. Da. Florin, uite aici echipa mică, ce tare. Echipa mare, de fapt. Bună ziua. Stai să vă fac o poză, fetelor. Stai să mă ascund. Pune-te aici, nu, nu, Florin. Pune-te, aici, pune-te. Hai. Acolo, așa. Așa, stai așa. Bun. No, treabă bună. Evelin, unde sunt campioni? Unde sunt campioni? Ia mă, așa, toată lumea. O să vedem. Eu aici, din moment ce mă luat pe mine, e prima. Da. Toată lumea campioană. Ha? Ce-i, Evelin, ce era asta de cal e asta? E fior. Ha? Fior. Nu e Haflinger? Nu. Ha? Nu, nu. Cealaltă e Haflinger. Cealaltă? Și el, de care e? Fior? Fior? Da. Așa-i zice? Da. Din ce țară se atrage? Din... Slovenia? Norvegia? Norvegia. Aha. De acolo. Pe la nord. Fior. Ăsta e alintat tare călucul ăsta. De-aia face așa. Scutură, nu-i de-a voi. Să scut? Nu știu că nu e a mea. Nu-i voie. Hei, da-te-i. O să-l echipăm. O să-l echipăm și scoatem afară de pizza. Mama, bine!
Florin, fii atent ce musculatură are pe gură când mestecă. Pe gât. Da, ia uite-te. Ia uite acum, uite-te. Ce zici, dacă ai avut așa fibră când făceai sport? Așa e pe... Chiar așa spate. Nu. A fost campion național, dar n-am avut așa ca el. Da. Să știi. O ajuns aici la... Nu, a ajuns așa, pe între... S-a cotorât. Sau cu ăla, nu mai știu că o făcut. La mamă, la unul, dacă... Nu e o comunistă. E, dar asta ce... Fetelor, ce pasă e asta? Nu știu. Ha? De dresaj. Ce dresaj, fetelor? Cred că canin. Fetelor! Spatele la calcatele, numai că ai cu minți ține aici. Știi că lua lipița în ce l-avem noi, că ți-l vreau arăta, Florin. Așa. No, ăsta e cumpărat de unde lipițanul nostru. Aha. A fost la aceeași... Cât căluți aveți acum? Noi, patru. Patru aveți? Da. Ia. Da, fetelor, pas de dans trebuie să ne arătați, cum ne-au arătat fetele alealte. Acum ani. A? Acum ani. Ștefan, la fel, e unul dintre copiii care are o dicție deosebită. Este Ștefan. Bun. Tu va trebui să spui clopoțel. N-ai voie să spui clopoțel, clopoțel, clopoțel. După fiecare cuvânt care îl spun eu, tu va trebui să spui clopoțel, da? Clopoțel, clopoțel, n-ai voie, da? 1, 2, 3 și începem. Clopoțel. Stai, mă, că încă n-ai zis nimic. Stai. Deci clopoțel trebuie să spui, da? Foarte simplu, clopoțel. Clopoțel, clopoțel, nu ai voie, da? 1, 2, 3 și începem. Clopoțel. Zi-mă, clopoțel. Clopoțel. Clopoțopică. Stai că n-ai zis nimic, zi-mă. Da, tot zi-mă. Clopoțel. Bagă-ți degetele în ureche, bă, și atunci nu mai uiți. Clopoțopică, clopoțel n-ai, bă. 1, 2, 3 și începe. Clopoțopică. Clopoțel. Clopoțel. Hai, mă, n-o zi. Clopoțel. 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 Bravo! Bă de balba! No, așa pe gen. Nenea, nenea, Florin la nenea, Nelu. Hai! Florin la fel e unul dintre copii. Vedeți că e mut. Care n-a auzit nimic. Nu, că e bine așa cum... Bun, acum l-am reglat, da? Florin va... Spune clopoțel, că clopoțică, clopoțel nu e antrenat. Clopoțel! Clopoțel. Clopoțel! Bravo, foarte bine! Da, hai să vedem, să vedem asta mică, dacă... Cum te cheam pe tine? Ia, pune-ți aici. Daria! Hai, bătrână! Hai, Daria, să te vedem. Daria, ce cuvânt trebuie să spui? Clopoțel, așa-i? Și clopoțică, clopoțel n-ai voie, da? Numai clopoțel ai voie, da? 1, 2, 3 și începem. Clopoțică. Bravo, clopoțel. 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 Clopoțopică. Clopoțel. Clopoțel. Clopoțopică. Clopoțopel. Clopoțopel. Da, aici aici, bravo. Bravo. Uite, eu câștigam dacă nu, dacă mă lăsați să fac gagetele în urechi. Dacă nu auzai, nu? Da. Stai că ți le bag eu. Eu. Cu domnul Nelu, auzi, Cristi? Eu cu domnul Nelu. Așa. Stăm la telefon câte o oră și când am venit aici n-am stat nici două minute, păi că fiecare a făcut treaba noastră. Foarte bine, când e de făcut. Și cum e foarte greu să stai de vorbă cu concurența, știi? Vine da, în prima parte la concurență, un șocănel peste o călca pe picior, chestii. După o scurtă pauză de publicitate, începem proba de viteză. Da. A doua parte a concursului nostru. Din prima ediție de Working Equitation la Tony Land.
mergem și ne apucăm de proba de viteză și vedem ce se întâmplă. Copiii sunt pregătiți, caii sunt pregătiți, noi suntem pregătiți, așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Jurizăm și... Cel mai bun să câștige. Cel mai bun să câștige, corect, bravo. Da, domnul Toni, vă felicit încă o dată pentru ce ați făcut aici și ce faceți aici. Și să putem să venim de și acum încolo. Și la ediția următoare. Și de acum încolo 100 de ani să venim la dumneavoastră la echitate. Succes în continuare. Da, la ediția 43. Așa. Da. La 102. La 101 ajunge, 101 dalmatie. Nu vrea să vă băgați în mormânt, dar lasă, poate la 106. Hai, haideți. Cum ești, Miro? Haideți, păcai că se filmează. Atunci nu mai are altă. Altă nu mai are. Eu nu am scriitor. Nu mă încurcați pe mine cu nimic. Nu foarte, fac aici. Bravo, Patricia Glapo! Se pregătește Irimușa Antonia cu șoc! Bravo, 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 bravo.
Bravo, Antonia! Se pregătește pentru Bosga Miruna, se pregătește Lucian Emilia. Miruna Cuciani. Se pregătește să intre Lucian Emilia, după care Lucian Roxana cu Artur. Thank you.
familia! Se pregătește mutea Roxana cu Artur și Evelyn cu Sepșec. Aplauze toată pe Emilia. Roxana cu Artur! Se pregătește să intre furca Evelyn cu Sepșec!
cu Sepșe. Intră Suciu Aida cu Hermes, se pregătește Vaida Antonio cu Ramse. Pregătește mai la Antonio Brante. Thank you.
Până curate! Hey Charlie. Olivia Cucciarli, bravo! Mulțumim la toată lumea pentru răbdarea care ați avut o fi alături de noi. Facem o pauză de 10 minute, după care o să deliberăm și o să îndunăm premiile copiilor care au câștigat. O să fie două premii separate pentru schimb și pentru viteză. Avem onoarea ca domnul primar al Comunei Cluj-Oara să fie alături de noi și care va aduna primele copiilor. Ne întâlnim la 4:30 în manej. Toți copiii. Și părinții.
primul rând, să vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru oamenii care ne-au ajutat și s-au implicat în organizarea acestui concurs. Mulțumesc familiei Furca pentru buia și urmă. Tot în care și în mulțumim domnului primar că ne susține și este prezent la acest concurs. Mulțumim jurului că a fost de alături și și-a petrecut timpul alături de noi. Mulțumim părinților, susținătorilor și primul rând copiilor care au participat la acest concurs. Încă o dată, vă mulțumesc frumos! O să fie 3 premii, locul 1, 2 și 3 la stil și locul 1, 2 și 3 la viteză. Oricum, toată lumea este câștigată, cred că. Cel mai mult eu. Și după aia vreau să facem dansul pinguinului. Mai pregătită? Deci pentru stil, da? Locul 1, toată lumea aici? Nu vă câștigă. Cu locul 3, cu locul 3. Odi, de la locul 3. La locul manda. N-am mai avut onoarea de a prezenta un astfel de eveniment, dar o să mă obișnuiesc. Cred că la 10-a ediție o să vorbesc perfect. Cred, nu știu. Deci locul 3 la stil. Turca pulsul. Turca Ramalin. Felicitări. Felicitări încă o dată! Locul 2 la proba stil. Sper să nu-mi curcă viteza. Chidiș Teodora! Locul! Și primul loc la proba stil, Working Education, Tony Land, ediția 1. Sucioida! Locul! Aplauze vă rog pentru susținătorul probei de stil la Working Education. Și acum premiem proba de viteză. Locul 3 la viteză, care a scos al treilea cel mai bun timp de minute și secunde. Deci locul 3 la viteză cu al treilea cel mai bun timp. Turca Rally! Felicitări, Rally!
numărul 2, la proba de viteză, working equitation, am să zic România, Tony Landor, nu sta, domnul ăsta. Vai de Antonio! Cuvente! Curanțe! Ai vorbă înapun! Am și eu emoții, vă rog să mă scuzați. Și locul întâi la prova de viteză. Ai un pic de gălăgie. Irimus Antonia! Cusani! Felicitări copii! Meritul este doar al vostru! Felicitări încă o dată! Aplauze pentru câștigătorii probe de viteză! Orice de viteză, Antonia Leac, ediția 1, 2022! Și pe rând vreau să meargă toți copiii pe rând. Toată lumea are o medalie de participare care e un semn de mulțumire din partea noastră că ați participat și vă mulțumesc încă o dată. Felicitări tuturor copiilor care au participat. Găsesc cuvintele că sunt emoționat. Un premiu special vocal, doar din vorbă, vreau să-i mulțumesc Carinei pentru prestația de astăzi. A făcut față tuturor încercărilor. Bravo, Carina! Foarte bine, foarte curajoasă! Dacă avea posibilitatea să facă o medalie sau o diplomă, dar este prea bine. Hai, Carina, prima! Da, chiar, cred că o să vă spun pe toți curând să auzim mâine. Bravo, Carina, încă o dată! Ordinea pe care vă strig nu are nicio legătură cu ordinea punctajului care l-ați obținut. Iasmina! Aplauze, vă rog! Patricia Mică! M-am văzut așa, să știu, stai. Patricia Mare! Bolduvan Clara! Hai, Clara, felicitări, foarte bine! Mi s-au terminat aplauzele. Vrem ceva la el. Petra. Și să nu fugi de acolo ca să-mi dați câte un autograf. Roxana! Maria! Bujor Raisa! Felicitări, Raisa! Foarte bună prestație de asta! Cu calul e cappuccino! Lupian Emilia! Thank you.
Luna, dar nu cea din urmă, Olivia! Mulțumim celor care au venit de mai departe, mulțumim pentru efortul depus, mulțumim lui Nelu, cred că era țigară. Aia vorbă înapoi. Sper că v-ați simțit bine alături de noi. Vă așteptăm oricând și sper să, să mai organizăm astfel de evenimente. Felicitări încă o dată! Vreau să fac o poză de copii.